Bună seara, bun găsit, dragii mei, și vă mulțumesc că sunteți din nou alături de mine ca să aflăm împreună povestea din spatele celebrității. Dacă viața invitatei mele ar fi un film, ar fi unul cu final măcar parțial fericit, spune chiar ea, iar cuvântul care o caracterizează este entuziasmul. În plus, ar vedea în viitor ca Jessica din celebrul serial Verdict Crimă. Viața ei nu este un film, dar cu siguranță seamănă cu unul. Irina Margareta Nistor. Bună seara, vă mulțumesc tare mult că sunteți alături de mine. Bună seara! Dacă nu ar exista filme, viața ar fi cu siguranță mult mai tristă. Așa da. E. Ăsta e singurul motiv pentru care mă bucur că nu m-am născut în secolul XVIII, cred. Da. Singurul? Sau mai sunt și alte motive? Nu, nu cred că sunt foarte numeroase. Oricum aș fi preferat să mă nasc ceva mai devreme, așa, ca să fiu în floarea vârstei până anii 30, dar asta e, nu putem schimba. Mă bucur că măcar bunica mea era în perioada asta și știu povestiri. Ce v-a povestit din acea perioadă? Cel mai frumos. Că era foarte frumos Bucureștiul, că era o plăcere să te plimbi pe Calea Victoriei, că există chiar și mărturie, niște fotografii, pentru că de pe stradă erau instantanele și că lumea era mult mai elegantă, mai liniștită, nu veniseră al doilea război, nu veniseră comuniștii, așa că sigur că era altceva, era ca într-un film. Nu vă plac doar filmele, ci și istoria și poveștile legate de alte epoci, de alte vremuri. Cu condiția să nu mă întrebe nimeni anii, că eu cu ani, eu am făcut literele, nu cifrele, da. Da. Și zona în care ați crescut dumneavoastră, în București, într-un cartier bine cotat, a fost superbă și este în continuare. Da, era chiar la, teoretic, inițial era chiar la marginea Bucureștiului, spre Vatra Luminoasă. Foarte târziu am aflat că, de fapt, se cheamă Luminoasă, Vatra Luminoasă, pentru că este un prim așezământ al reginei Elisabeta acolo pentru nevăzători și plăcea că se cheamă Luminoasă, că semăna așa cu frații Lumière. Adică mi se părea că totul se învârtește în jurul ăsta. Era un cinematograf foarte aproape. Așa că, da. Casa în care ați crescut este și cea în care locuiți acum? Exact, e aceeași casă, da. Și cum ați descrie-o? O casă în care reușesc să mă izolez de tot ceea ce ar putea să-mi displacă. Dar, în general, mi-e destul de ușor să dau ignor la ce nu-mi convine. Dar, în general, ce nu vă convine? Trișez. Nu-mi place gălăgia, nu-mi place să fie prea multă lume, nu-mi place să fie o prea mare intruziune în existența mea. Nu, îmi place să fiu cu filmele mele, cu gândurile mele, cu pisicile mele. Câte pisici aveți? Nu, am una singură. Nu fac parte în categoria 50 de pisici și nici nu sper să nici nu ajung. Dar pisoi pe care îl cheamă Ritz, tocmai de la, nu de la hotel, cum s-ar putea crede, ci de la frații Ritz, care nu au fost la fel de celebri ca frații Marx, dar era bizar să-i spun Marx, nu? Ați venit pe lume cu usurile și trâmbițe. Eu știu. Nu știu dacă în mod special era cât pace să mă duc de pe lume la fel de repede. Ce s-a întâmplat? Un microb de spital, așa cum se întâmplă și în zilele noastre, și niciun doctor nu îmi dădea niciun fel de șansă, s-a înșelat. Asta și mi-a amintit acum de la teoria întregului, când îi spun la un moment dat lui Hawking, mai ai 2 ani de trăit și vezi bine că trăiește de 50, deci se mai înșală uneori. Dar cineva a venit în ajutorul mamei dumneavoastră? Da. A fost în ajutor mamei, în primul rând, că au fost ai mei, adică au fost și bunicii mei și tatăl meu. Și bunicul meu a avut ideea genială să caute într-o carte de telefon și să găsească un doctor, doctorul Wiesenfeld, care a fost singurul doctor care a spus, bun, putem să încercăm. Și au încercat și luni de zile până când m-au scos dintre lumi. Și plus că a mai fost un moment foarte frumos când am plinit 13 zile și au adus un preot pe care, apropo, îl chema Constantin și părintele Grigorescu, care a venit, m-a botezat ca să nu mor nebotezată și după aceea lucrurile s-au schimbat. Și tot atunci au ales părinții și numele? Nu, l-au ales înainte. L-au ales înainte. Irina era un nume pentru că mama știa că regele Mihai avusese o mare iubire pe care o chema Irina. Nu știu dacă e adevărat sau nu, dar de asta mă cheamă Irina. Și Margareta? Margareta pentru că era numele nașei mele și atunci o combinație frumoasă, după care, mă rog, sigur că există și principesa, dar pe vremea aia nu ăsta era motivul, pentru că nu cred că știam. În afară de momentele în care erați la cinematecă să vizionați filme, erați tare neastâmpărată. Da. Când erați mică. Da, pentru că am fost un copil care a crescut mai ales printre băieți, adică în tot cartierul nostru nu erau decât băieți. Se vede treaba.
Era o singură fată, dar fiind pianistă, era ținută mai mult în casă ca să exerseze suficient și atunci, da, într-adevăr, aveam un talent deosebit să mă cațăr în copaș, să fac tot felul de lucruri nedorite de ai mei, care credeau că o să fiu un personaj. Aveam foarte multă energie, cred că de-aia, și cum încă nu vedeam filme, trebuia să mi-o cheltuiesc într-un fel. V-ați cățărat în copaci și știu că v-ați și bătut cu săbii făcute din lemn de alun. Da, pentru că există doi aluni puși în ziua în care m-am născut, așa, cât, care, mă rog, cumulau funcție aluniea, pentru că erau și niște corecții bine meritate de-a lungul timpului cu noua de alun, le-am încasat. De la cine? În mod surprinzător, de la mama, nu de la tata, cum s-ar putea crede, ceea ce nu m-a făcut să o iubesc mai puțin, ci din potrivă să o iubesc poate chiar mai mult. Dar ce motive avea? De exemplu, că întârziam, ceea ce acum nu se mai întâmplă. Adică plecam de la școală și până școala era două străzi mai încolo și pe drum mai rămâneam cu colegii, mai mergeam până acasă la nu știu cine că stătea pe în zonă, mai știi, și bineînțeles că ai mei se panicau pentru că nu înțelegeau de ce nu vin în următoarele 10 minute, o jumătate de oră. Asta era unul din principalele motive de supărare. Nu aveam noțiunea timpului acum. Probabil că datorită filmelor nu mai am încotro, știu foarte exact. Și mama, tata cu ce se ocupau când erați mică? Mama era profesor la Politehnică, drept care tot așa avea foarte mulți studenți, foarte mulți băieți în jur, și tata era inginer constructor, deci era relativ destul de mult plecat. Deci mai mult stăteați cu mama? Stăteam mai mult cu bunica. În primii ani am stat mult cu bunica. Noi stăteam toți în aceeași casă, părinții mei și cu bunica și cu bunicu. Și multă vreme chiar bunicii am spus mamă și pentru că mama era mai mult ca o soră așa și în principiu excluzând momentele de panică pentru că mă pierdea, asta a fost obsesia ei toată viața, ne înțelegeam ca niște surori și atunci era așa, făceam corp comun eventual uneori împotriva bunicii, împotriva tatei, depinde. Păi și v-a pierdut vreodată? Da, m-a pierdut odată și m-a pierdut zdravă așa, mi spun cum. Pentru că eu nu știu geografie, între altele. Nu știu geografie pentru că mi se părea o formă de cruzime să ne pună să învățăm geografie la școală atâta vreme cât, unu, nu ne lăsau să călătorim. Deci, de ce aș învăța unde sunt țările respective? Doi, nici până țară nu era cazul, că nu aveam mașină. Deci, iarăși n-aș fi putut. Și am mers de la Bușteni spre București și, din greșeală, era un tren de Buzău în loc de București. Eu, rapid, am citit, mi s-a părut că scrie București, m-am uit în el, pe care am aflat că era de Buzău, dar am zis că probabil că trebuie să treacă prin Buzău ca să ajungă la București. Și, firește, m-am pierdut undeva pe drum. În partea cealaltă mă așteptau la gară, mama și cu tata, n-am apărut. Cei de la, din tren au zis, bine, ai greșit trenul, asta e, nu au anunțat, că le-a fost milă și nu au anunțat. M-am suit în alt tren să mă întorc la București, dar toată chestia asta a durat o noapte întreagă, iar ei săracii erau la miliție, cum era atunci la gară, și tot spuneau, fata noastră a dispărut. Și ăștia întreba, bun, dar câți ani are? 16 ani. A fugit cu unul. Îi spuneau, nu, n-a fugit cu unul. Vă spuneam, sigur că n-a fugit. Așa spun toți părinții, nu există. Sigur a fugit cu unul. Și să și până la urmă am reajuns în București și am ajuns în gara Basarab și au venit și m-au luat. Deci s-a întâmplat odată. Știi de ce te temi? Nu scapi. Nu. A fost singura dată? Da, a fost singura dată. Da. Nu, a mai fost odată o poveste. Mama era foarte frică să nu zbor pe curse interne și la un moment dat trebuia să ajung cu un grup. Peste vară luam grupuri de străini ca să mai câștig un bani cât eram studentă la litere. Și trebuia să ajung la, cred că la Oradea era. Și le-am spus, eu plec cu trenul mâine dimineață, când ajung vă sun. Nu era cu telefon mobil și așa mai departe. Și bineînțeles, m-am dus cu avionul, eu de-abia așteptam să zbor cu avionul, mi-e place la nebunie să zbor. Și am ajuns, bine mersi, normal că n-am sunat seara acolo, că era minciuna organizată că ajung a doua zi. Dar ghinion, din nou, vezi, cum se spune, dracul nu doarme niciodată. Tata a găsit banane, lucru foarte rar pe vremea aia, și s-a gândit să-i ducă lui fiică sa banane la gară. Firește că nu m-a găsit la gară și îți dai seama că a fost o noapte de coșmar pentru ei, pentru că în momentul următor s-au prins că probabil că e ceva în regulă și că probabil că m-am dus cu avionul, au sunat ei să vadă dacă a ajuns avionul cu bine și așa, și dimineața am dat eu foarte cu minte telefon și am zis, am ajuns cu bine și așa, îți dai seama ce scandal îngrozitor am înghițit pentru că... Dar câți ani aveți atunci? Nu, eram mare, aveam 20 ceva de ani, nu, eram studentă, da.
Da, asta nu modifică nimic. Sigur, n-am mai încasat o bătaie, dar în rest, de fapt, cred că de fapt o ceartă contează mult mai mult și o ții minte mult mai bine. De ce? Pentru că e tonul, e... Așa, știi, durerea asta fizică trece imediat, pe când aici... Și oricum eram în culpă rău de tot. Asta e. Vă era rușine de părinți când vă certau? Da, cred că da, aș fi vrut să fiu copilul perfect ca fiecare dintre noi, adică să nu-i necăjesc niciodată, dacă se poate. Da, mă rog, pe parcurs am reușit de mai multe ori. Nu e cazul, da. Că tot vorbeați de fugă acum, nu ați fugit vreodată? Cu... Nu, n-am fugit cu niciunul până la urmă. S-au înșelat în privința asta, nu, asta nu. Când ați ajuns la liceu, ați întâlnit marea dragoste? Sau ați întâlnit-o mai târziu? Nu, a venit ceva... De fapt, nu, cred că am fost precoce. Cred că inițial m-am îndrăgostit când eram în clasa a treia, o chestie de genul ăsta. Bine că nu la grădiniță. Da, mă rog, se putea întâmpla și asta. Nu, la grădiniță nu. În clasa a treia, așa. După care mi-a trecut un timp, deci după aia nu a durat foarte mult până... Dar erau din astea, știi, eu văzând și foarte multe filme dintr-un moment într-altul, chiar asta calculam acum când au fost Oscarurile, am să spun o poveste foarte nostimă. Când am calculat acum că practic aveam 8 ani de vreme ce Sunetul Muzicii a făcut 50 de ani. Hai să zic că poate aveam 9, că poate a venit un an mai târziu față de premiera americană și așa. Și a venit Sunetul Muzicii, care mi-a plăcut la nebunie, care au copii mulți, toată viața mi-am dorit să am copii. Și mai ales mi-a plăcut Christopher Plummer, firește. Și pe lângă noi, pe acolo, tocmai se deschisese o alimentară de asta cu autoservire, mare șmecherie, nu știu ce, dar mai rămăsese încă o zonă din asta în care erau încă vânzători. Și unul din vânzători ăia mi se părea mie că seamănă cu Christopher Plummer, de care făceam tot ce puteam să mă duc să cumpăr de acolo, că aveam impresia că sigur ăla este Christopher Plummer, absolut, în mod sigur, din când în când vine și vinde la mezeluri acolo. Da, deci ne-a trecut, n-am fugit cu vânzătorul de la și mezeluri. Când ați aflat adevărul cu a fost destul de trist că mi s-a explicat că la un moment dat s-au prins că de unde nu îmi plăcea în mod special să merg la cumpărături pentru că trebuia întotdeauna reușeau să mă înșele la rest că spuneam la matematică, n-am fost prea bună niciodată. Li s-a părut ceva straniu că totuși și până când și-au dat seama, adică au mers și s-au prins, zice, asta înseamnă Christopher Plummer, deci de-aia te duci toată ziua acolo. Da. La matematică nu erați bună, geografia nu ați vrut să o învățați? La fizică era un dezastru, am rămas corijentă, deci nu. Noroc cu limbile străine că s-au inventat, că altfel nu știu ce ne-am fi făcut. Dar dacă nu era limba străină, ce făceați chiar? Nu știu, tot timpul mi-au zis că probabil în prima fază era așa, îmi imaginam că am să ajung în aer. Ceea ce mi se părea foarte rău, pentru că noi ne dădeam bani, le mai dădea de Crăciun, de Paște, câte ceva, deci nu era foarte rău așa. Și pe parcurs am tot mers în diverse faze. Pe aia când am dat la facultate și eram foarte mulți pe un loc, eram 7 pe un loc, am zis, nu intru nicio problemă, eu mă fac vânzătoare de flori în piața Amzei. Și mi-am aminte când am primit telefonul de la profesorul Bolintineanu că am intrat la facultate, m-a cerut la telefon și mi-a zis, poți să vinzi coșul, că nu mai e nevoie să vinzi flori, așa că poți să-l dai de pomană dacă vrei. Cum ați ales facultatea? Am ales-o de nevoie la un moment dat, pentru că eram convinsă că o să fac medicină. Când am văzut eu cât de complicat, i-am zis totuși nu cred că am să reușesc, era foarte mult. Eu nu pot să reproduc texte scrise de altcineva. Și atunci era foarte... Nu rețin poezii, nu... Întotdeauna trebuie să am eu varianta mea, nu una impusă. Și așa, acolo era foarte mult de învățat și la un moment dat am zis nu. Pe care am zis, mergem la psihologie. Și ei mi-au zis, ce să faci cu psihologia? Că pe vremea aia nu era moda în direcția asta. Sigur, suna foarte bine, foarte frumos, dar trebuia să fim cât de cât practici. Atunci am zis, bun, nu mai rămâne decât cu limbile străine. Mama fiind profesor de franceză. Și am zis, bun, franceză cu engleză. Și nu puteam să dau engleză principal, că nu făcusem la școală, făcusem german. Am intrat, am început să învăț de pe la jumătatea clasei a 11-a, abia engleză. Mai învățasem ceva până la 5-a, 6-a, dar nu prea mult. Și cu multă perseverență, mama m-a meditat la franceză, plus câțiva colegi de ei. Și la engleză doamna Panfil Teodoreanu și Misi Blându și alți câțiva și până la urmă am intrat în primul.
Mama a fost și profesoară? La facultate nu, dar să știi că era ceva, vezi, lumea nu știe să calculeze exact cum s-au lucrurile. Toată lumea spunea, a, da, mama ta a fost colegă cu câțiva dintre profesorii noștri. E cel mai mare coșmar. În primul rând că ți-e mult mai rușine să nu știi, pentru că știi imediat că poate să vină telefonul acasă. Băi, nu mă așteptam chiar fiica ta, așa. Dintr-o dată, deci mi-era sigur... Asta m-a marcat, probabil că m-a îndemnat să învăț mult mai bine. Era, era doamna era Silvia Patelescu. Da, era pensiunea foarte mare și ca să fie totul complet, când am dat oralul, s-a nimerit să fie un profesor în comisie, exact un profesor care o ceruse de nevastă pe mama în studenție și mama îl refuzase. Drept care s-a gândit să mă taxeze pe mine cu câteva sutimi care puteau să-mi fie fatale. Deci, vezi? Și a spus mamei? A, da, bineînțeles, și ea s-a prins imediat, dar asta e, nu mai aveam ce spuneam să fac. Unde poți să faci, să zici ceva? Nu, cum să demonstrezi? Complicat. Cum erați la școală? Disciplinată? Chiuleam, de bază. Nu eram foarte disciplinată, nu. Dar, mă rog, îmi vedeam de treabă. În general, știi cum e, fiind eu apă, stăteam cam în primul rând, stăteam prin față, nu eram foarte atent la ce se întâmpla, mărturisesc. Și mi-aduc aminte și acum că la română n-am scris niciodată o compunere. Și mă scotea din când în când în față clasei să citesc compunerea. Și deschideam caietul pe care nu scria nimic și improvizeam, că de-aia vorbesc liber, probabil, și acum. Niciodată profesoara nu mi-a cerut caietul ăla. Și azi mă crucesc. De ce oare nu... Chiar nu s-a prins niciodată? Sau poate așa a fost să fie. Da, așa a fost să fie, da. Mă rog, dar uite, vezi că e un exercițiu bun pentru mai târziu. Și prima compunere? Prima compunere, am luat un premiu cu prima compunere. Se chema Animalele Casei și am fost la o olimpiadă și am luat locul 3, ceva genul ăsta, pentru că aveam, și acum mi-aduc aminte că scrisesem de un cățel pe care l-aveam noi între altele, Tsuguil îl chema, era un Zaidenpinch, și mi-aduc aminte că scrisesem că atunci când s-a prăpădit era ca o crizantemă de care ne-am despărțit. Asta e tot ce mai mi-amintesc din el, dar știu că am luat un premiu pe el, da. Urmează la Constantin 60. Vreau, atât de mult îmi doream nunta aia și nu-mi pare rău de nuntă. Cum ați fost cerută căsătoria? Spun sincer că nu mi-amintesc. Dar copii, de ce nu ați avut? Nu mi-aș fi dorit în niciun caz să am copil pe care să-l primesc. Așadar, ați chiulit foarte mult în școală. Păi da, am chiulit productiv, că m-am dus la filme, n-am chiulit așa să merg la fumat. Păi productiv pentru cine? Pentru mai târziu, așa că, uite, lumea zice că i-am mai îndemnat pe unii și pe alții să vadă filme. Păi da, știați atunci? Atunci nu știam, dar trebuie să ai o bază de la care să pornești. După vremea aia nu știam, sigur că nu știam pe vremea aia, doar îmi făcea plăcerea atât. Și era o modalitate de a, tot de a fenta ceva, de a fenta viața în care trăiam, nu viața din casa noastră, care era foarte frumoasă, ci restul, care sigur că era complicat. Dacă ar fi să rezumați copilăria dumneavoastră la câteva cuvinte, cum ați descrie-o? Cele mai frumoase erau serile de Crăciun și cele de Paște cred că aș rezuma-o la cozonacul bunicii și omul de zăpadă pe care îl făcea mama din ciocolată. Și îl îmbrăca în alb. Asta e și punea un joben, pentru că jobenul vine de la noi de familie. Erați răsfățată de bunica? Mai puțin. Bunica era destul de severă în toată treaba asta. Nu. Cred că nimeni nu mă răsfățea mult, sau în orice caz nu mă răsfățau vizibil. Întotdeauna era o luptă continuă și dați de exemplu copii răzgâiați. Adică nu trebuie să ajungi ca neamurile proaste cu copii răzgâiați. Deci... multe situații. Dar sigur că acum îmi dau seama că mă răsfățau de altfel, mă răsfățau inteligent. Familia dumneavoastră a introdus cuvântul joben în dicționar. Da, pentru că au venit de fapt din Franța, s-au stabilit o parte definitivă în România, o parte s-au întors înapoi în Franța și aveau un magazin de pălării care era undeva pe Calea Victoriei și unde au adus pentru prima dată jobenul. Jobenul în franceză se cheamă eau de forme, e greu de pronunțat și atunci lumea a zis joben. Și au zis joben, că au românizat și uite așa a rămas joben. Când ați văzut primul film? Se pare că la 2 ani, dar n-aș ști să spun ce. Eram plecată cu mama în
jurnalul ei am găsit că am stat foarte cu minte, chiar și atunci eram la cumpăt unde exista un cinematograf. Mi-aș dori să mai existe cinematograful ăsta, așa cum mi-aș dori să mai existe foarte multe cinematografe, inclusiv în București, la care mergeam foarte des și care nu mai sunt. Avea mama un jurnal? Da, a avut un jurnal pentru primii ani și pe care l-am găsit după ce nu a mai fost ea. Primii ani? Primii ani însemnând până pe la 3 ani ai mei. Și l-ați citit pe tot? L-am citit pe tot, dar nu era zi de zi. Adică se chema el jurnal, așa ca ziarul, ca să zic așa, că vine de la jur, de la zi, dar nu era zi de zi. Nu era. Îl începuse cam după ce m-am făcut bine, deci după ce au fost foarte sigur că totuși o să rămân pentru cei vii, cam pe la spre un an și a mers până spre 3 ani, dar doar așa, din când în când. Și ce anume v-a emoționat cel mai mult din jurnalul mamei? Cred că momentul botezului, pentru că înțeleg că atunci toată lumea din maternitate era o maternitate la drumul sării și toată lumea a cerut după aceea să vină părintele de la Boteanu. Și m-a impresionat o poveste care pe mama o întristase și o speriase în egală măsură, că după ce a născut, mama a născut foarte greu, eu am vrut să vin de bună vestire și nu s-a putut și pentru că n-au vrut să-i fac o cesariană, a simulat o criză de rinic și până la urmă a trebuit să, deci chinuindu-mă nu știu cât să ajung pe lumea asta, nu știu de ce, în mod special, că mi-era bine acolo. După au venit și au adus o fetiță foarte frumoasă, blondă, cu ochi albaștri și una mică, neagră, urâtă, vânătă și așa. Și au întrebat-o, care este? Pe amândouă ne chema Irina, o caută nu știu când pe acea Irina născută pe 26 martie, 57, nu reușește să dau, de ea probabil că e emigrat de mult. Și care e? Și mama a pus mâna, bineînțeles, pe fetița cu ochii albaștri, care firește că nu eram eu. Și a zis, cum, unde e instinctul matern? Nu se poate! Și era foarte necăjită. Dar eu cred că era frumos, așa oricum. A avut o descoperire pe parcurs. O rățușcă cea urâtă, da. Așadar, jurnalul mamei pe care l-ați citit, îl mai aveți acum? Da, l-am și transcris la un moment dat. O să apară într-o carte la un moment dat. Da. Cum se încheie jurnalul mamei dumneavoastră? Se încheie foarte trist. Se încheie că la un moment dat murise Maria Rossetti. Eu aveam 3 ani, deci aș pune problema că probabil că n-am să mi-o mai amintesc. Mi-o amintesc. Era o doamnă foarte distinsă și era prima care mi-a oferise o păpușă din străinătate, la care țineam foarte mult și la care am ținut foarte mult toată viața. Și era despărțirea asta și faptul că nu aveam să o cunosc mai de aproape intelectual vorbind. Maria Rossetti, prietenă bună cu mama? Nu, era șefa mamei pe vremea. Era președinta femeilor din România. Era nevasta lui Alexandru Rossetti. Și ce altceva v-a mai povestit mama de Maria Rossetti? Că era foarte delicată, că era foarte elegantă, învățase multe de la ea și mi-amintesc și acum că și-ar fi dorit foarte tare un mormânt la care, pentru că având o boală incurabilă, și-ar fi dorit un mormânt cu cruce, ceea ce n-a avut parte și mormânt pe care l-am descoperit că era la 2 pași de cel al profesorului meu de Isucheanu. Într-o zi, mergând la mormântul lui Isucheanu, l-am găsit. Și mi s-a părut foarte frumos, așa că fiecare dintre noi și eu și mama am fost marcate în existența noastră de câte un personaj, pot să spun personaj în sensul cel mai bun al cuvântului, și că mormintele lor sunt apropiate. Cum s-a întâmplat plecarea mamei din această lume? După o boală îndelungată și a fost o despărțire extrem de grea pentru mine și sunt absolut convinsă că și pentru ea, și dar sunt absolut sigură că nu e una definitivă. Asta mă ajută foarte tare. Cine a fost alături de dumneavoastră în acele momente? Foarte mulți prieteni, extrem de mulți prieteni. Am fost surprinsă să constat că am chiar mult mai mulți prieteni decât credeam și care au preluat, știi, ca și cum și-ar fi împărțit afecțiunea mamei, grija mamei. Da, am avut noroc. Câți ani aveați când a plecat mama?
49 de ani. Am tot sperat să împlinesc 50. Mi s-a părut cea mai tristă aniversare, cea de 50, după care mi-am dat seama că ea s-ar fi supărat dacă n-aș fi sărbătorit-o, pentru că era de principiu că fiecare dintre noi trebuie să își țină ziua, să aibă un safir, să nu o facă nici înainte, nici după, ci atunci când se întâmplă, să nu deschidă cadourile înainte de Crăciun. Adică în casa noastră erau foarte respectate momentele astea pentru absolut toată lumea, pornind de la 4-pede până la cei mai în vârstă din casă. Și cu tata ce s-a întâmplat? Tata a murit mult înainte, cu 11 ani înainte, de un cancer la plămâni. Și era fumător, e adevărat, dar nu știu dacă neapărat din pricina asta. Și acolo a fost șocul meu, era un bărbat foarte frumos și foarte sănătos, nu fusese bolnav niciodată. Și mi s-a părut cel mai îngrozitor că s-a îmbolnăvit și că boala practic l-a umilit. Adică el care ne ocrotea el pe noi, acum trebuia ajunsese să-l ocrotim. Și dădeam seama că mai mult decât boala asta îl chinuiește cel mai tare. După moartea tatălui, ați avut grijă dumneavoastră de mama sau mama de dumneavoastră? Cred că e în mod egal. Cred că am avut grijă una de cealaltă și, repet, era o... funcționam extrem de bine împreună și atunci... ne înțelegeam perfect. Odată mi-a spus cineva că într-o altă viață am fost surori și eu cred chestia asta cu tărie. Știu, o să râdeți. Dar nu-mi pas. Și în viața asta ați fost și foarte bune prietene. Extrem de bune prietene, da, toată viața. Cea mai bună prietenă, mama. Da, categoric. Da. Ce vă mai amintiți legat de mama? Ceva ce n-ați putea uita niciodată? Sunt foarte multe lucruri. Cred că cel mai tare îmi plăcea când eram copil și mama, pentru că avea un singur rinichi, trebuia să stea relativ mai mult în pat și atunci am inventat o felul de povești ca să mă potolească și pe mine să stau în pat. Eram destul de agitată și așa, și îmi spunea tot felul de povești și spunea așa, acum haide repede în pat pentru că o să plece vaporul și pleacă vaporul fără tine. Și mi s-a părut foarte frumos așa și când am văzut felinii Elena Veva, am zis că eu am avut vaporul meu cu mult înainte și fiecare seară îmi spunea altă poveste sau îmi citea din pifuri și traducea simultan, vezi, bulele din benzile desenate cu pif și în egală măsură și învățam franțuzește și cred că era modalitatea cea mai inteligentă de a avea o limbă vie în minte, franceză, care mi-a rămas în continuare mult mai aproape decât engleza. Știu, în engleză sunt mai multe filme, dar tot franceza mi-e mai dragă. Dacă ar fi să faceți un film sau să existe un film despre dumneavoastră și despre mama, cum l-ați numi? Ah, da, e bună întrebarea asta. Cred că i-aș spune destin cinematografic. Și ar fi un film cu final fericit? Categoric. Eu nu vreau decât filme cu final fericit. Știu, se fac tot mai puține, dar știi, acum la Berlin am revăzut și asta a fost un moment frumos în România când am văzut Pe aripile vântului, dar acum l-am revăzut. Și de oricâte ori le-aș revedea, eu refuz să cred că se desparte Scarlett de Red și că nu o să fie împreună. Asta este, indiferent ce ar zice oricine altcineva. Revenind la filmul cu dumneavoastră și cu mama, cum ar începe? Păi, cred că ar începe așa cum am început prima zi de facultate. Am chiulit amândouă și am mers să vedem un film și după care l-am împărtășit pentru că îl comentam și suficient de malițios, de altfel cum era orice discuție când mergeam toți cinci la cinema cu tata și cu cei doi bunici. Și după care cred că ne-am duce la un concert de Aznavur, ceea ce abia acum am reușit. Mama a reușit în anii 60, eu am reușit acum un an. Și după aceea am merge la Ateneu și după aia am merge la Capșa de altă dată. Și cum s-ar termina filmul? Având un final fericit. Având un final fericit, s-ar termina pe o terasă cu toate pisicile pe care le-am avut vreodată în existența noastră și înconjurate de foarte multe flori și uitându-ne la L'Eternel Retour, de exemplu. Și dând poate de înțeles că noastră cu mama o să vă reîntâlniți la un moment dat. Da, sigur că da, nu sunt absolut convinsă, nici măcar nu trebuie să dau de înțeles, este de la sine înțeles. Primul film la 2 ani, l-ați văzut, pe care nu-l mai țineți minte. Nu, din păcate. Doar a citit în Jurnalul Mamei că s-a întâmplat asta. Dar primul film pe care îl țineți minte, care este Albă ca zăpada.
La ce vârstă? Cred că aveam cam 7 ani. Era în aer liber, la mare, știu că în egală măsură, însă până atunci mă uitasem foarte mult la televizor, deci ar fi trebuit să vedem ce se întâmpla în perioada asta. De exemplu, reacția cea mai puternică am avut-o când m-au dus la teatru prima dată și am zis, e în culori, pentru că televiziunea era alb negru. Și 3D la teatru. Da, pe vremea aia n-aveam noțiunea. Pe vremea aia nu se chema 3D, se chema relief. Era o chestie, făceau rușii, aduceau niște ochelari, unul verde, unul albastru, sau, mă rog, era combinația asta, ca să vezi oarecum în relief. Cum ați căpătat această pasiune pentru filme? Nu știu, cred că e de la sine, nu cred că... E pur și simplu pentru că mergeam foarte mult, cel puțin o dată pe săptămână la Sala Palatului, și pentru că nu cred că poți să-ți explici o pasiune. E ca și cum m-ai întrebat cum de-am avut o pasiune pentru o mare iubire. E același lucru, e o chestiune de, aș zice, chiar de alchimie, cred că de mai mult decât de chimie. Pasiune care s-a transformat într-o meserie mai târziu. Din fericire. Cum a fost această transformare în meserie? Știu că nu v-a fost ușor. Nu, sigur că e complicat, pentru că e o meserie invidiată, e o meserie dorită de foarte multă lume. Pe de altă parte, cei din afară își imaginează că vedem numai filme bune, ceea ce nu e chiar așa. Se întâmplă câte o săptămână întreagă în care să singura răzbunare e că poți să-l faci praf eventual după aia, dar cele 2 ore din viața ta s-au dus în loc să vezi altceva. Și o meserie în egală măsură cu o plăcere și nu-mi place în mod special să spun că sunt critic, prefer să zic că sunt comentator, dar lumea are impresia că asta diminuează puțin, mă rog, meseria. Eu cred că nu. Cred că atunci când ești comentator, îl iubești mai tare decât atunci când spui că ești neapărat critic. Apropo de filmele proaste pe care sunteți nevoite să le mai vedeți din când în când, știu că nu vă deranjează pentru că vă răzbunați mai apoi pe ele. Da, absolut. Pentru o cronică. Vorbită sau scrisă. Depinde care între ele și, mă rog, în principiu cât să informezi și pe ceilalți. Datoria noastră e să fim niște degustători, să nu se otrăvească lumea, nu? Primii bani pe care ați făcut ca traducător? Da, i-am luat de la televiziune și ne plăteau pe vremea aia prin Uniunea Scriitorilor. Era foarte onorant, așa mi se părea. Am mers cu mama la Capșa și am spânzurat pe toți. Mi-a plătit foarte bine. Televiziunea română? Exact. Cum ați ajuns acolo? La Televiziunea Română am ajuns prin domnul Sucheanu, prin Dei Sucheanu, care a vorbit cu Tudor Caranfil, și e ca la operă, știi, se îmbolnăvește cineva și trebuie o dublură. Era vară, nu a avut un traducător de simultană și m-a chemat și eram în ultimul an de facultate, îmi pregăteam și diploma, luasem și un grup de străini, toate erau o grămadă, știi că nimic nu vine singur. Nici lucrurile bune, nici lucrurile rele și am tradus, cum spuneam, un film cu frații Ritz, că de-aia îl cheamă Ritz, la prima vedere, fără microfon, fără cască, fără nimic și a funcționat. Și așa am ajuns și pe parcurs au început să aibă nevoie de mine pentru că rezistam multe ore și puteam să redau ce se întâmplă acolo și din asta, după vreo 3 ani de zile, datorită lui Tudor Vornicu, am reușit să-mi iau în sfârșit detașarea, cum era pe vremea aia, pentru că îmi lasem să fiu profesoară undeva până în Moldova. Și după 3 ani de zile m-au angajat la Televiziunea Română, unde am stat până în 99, când au făcut o restructurare și am plecat de acolo. Și... Dar am rămas cu o nostalgie clară pentru anii aia, pentru că erau niște ani fericiți într-o nefericire, adică reușeau oarecare detașare clară față de orice alt loc unde aș fi putut să lucrez în perioada aia. Cum erați văzută în Televiziunea Română la început? Cred că rebelă, pentru că în primul rând că eram foarte tânără comparativ cu ceilalți, între mine și cea mai tânără era 11 ani. Deci mi se îngăduiau foarte mult. Cred că de fapt acolo am fost mai răsfățată, dacă stau să spun, dar și mai exploatată, pentru că cine era trimis să facă toate cursele, să meargă până la colț să cumpere nu știu ce, normal, cine e cel mai mic, ultimul venit, nu? Și cum vă simțeați? Foarte bine. Da, mi-a plăcut, nu? Nu mă deranja absolut deloc, da. Pentru că nu mă luau foarte în serios și atunci îmi puteam și îngădui așa câteva mici obrăznicii care erau trecute cu vederea altfel pe principiul ăsta, că e tânăr. Recordul de filme traduse într-o zi? O singură dată am reușit 10, dar erau 2 ore jumătate. Dar o singură dată.
Restul, în principiu, sunt 6, 7, 8, cam asta e medie. Știu că pe video nu era impusă o cenzură, nici nu. În perioada comunistă. Băi, n-aveau cum, că nu era al lor, da. Dar totuși, n-am auzit înjurături, n-am auzit vorbe urâte pe filmele pe care le-ați adus și deja acest subiect a devenit o legendă. Da, chiar nu m-am gândit niciodată că o să, nici că o să preocupe. Asta spune mult așa, cred că ar trebui un psihanalist să ne spună exact de ce stau lucrurile așa. Personal nu înjur, deci în mod sigur n-aș fi înjurat nici acolo. În al doilea rând, nu văd de ce prin mine să se afle tot felul de cuvinte mai buruienoase, plus că eu cred că procesul de coproducție îl știe toată lumea și nu e nevoie să îl reproduc eu în cuvinte. Și oricum, atunci când înveți o limbă străină și mai ales când învață băieții o limbă străină, primul lucru sunt înjurăturile. Deci nu traduceam, nu că m-ar fi oprit cineva, ci pur și simplu pentru că la noi în casă nu se înjura. Era considerat că numai oamenii foarte simpli înjură și că nu este cazul și nu suntem în categoria asta. Și așa că Nu se punea probleme, nici nu știu în jurături, ca să spun drept. E și asta un... Dar între timp am avut ocazia să le aflu din producțiile locale. Dar cum ați adaptat în jurăturile din engleză la limba română? Cred că mai du-te naibii te scotea aproape din orice încurcătură, în Sfinte Sisoie cam top acolo, deci cam asta era ideea, sau pur și simplu o transformare din asta blândă sau uneori chiar destul de sofisticată. Wow! Mai culită! Replici la adresa comuniștilor, la adresa regimului comunist, aveați în filme? Da, se întâmpla să fie și acolo cu mare satisfacție ce am un comunist împuțit cu mare plăcere, deși poate că puteam să găsesc și mai mult decât atât, mi se părea extraordinar așa. Se simțea pofta așa, care o zic și... Sigur că putea să-mi fie fatal, dar cred că nu, tot așa, cred că nu m-au luat în seamă, cred că nu și-au pus mintea foarte tare cu mine. Filmul tradus preferat din perioada de început a Canadei? Da, uite, vezi și la Sundance, când cu Chuck Norris vs. Comunist, toată lumea m-a întrebat care e filmul preferat și răspunsul era dintre cele traduse Dr. Jivago, pentru că acolo chiar că mă puteam desfășura, dar în egală măsură și animațiile, și e o animație cu Mickey Mouse și Crăciunul, cred că e combinația ideală. Dar cel mai rău film pe care l-ați văzut vreodată? Ce înseamnă rău? Nu știu, îmi dau seama. Cel care mai nu v-a complicat. Pot să spun că cel mai complicat a fost Șocantație, pentru că era un documentar și era foarte greu de făcut, care nu mi-a plăcut 1984. Nu că nu mi-ar fi plăcut, dar m-a speriat. Chiar dacă nu e neapărat conceput ca un film de groază, dar ideea că am fi putut ajunge într-o bună zi așa și, în general, filmele cu șobolani, ele evit pe cât se poate sau închid ori. Urmează la Constantin 60. Nu mi-aș fi dorit în niciun caz să am copil pe care să-l chinuiesc. Credeți că viața dumneavoastră bate filmul? Depinde care, pe care dintre ele. Cum ați fost cerută căsătoria? Spun sincer că nu mi-amintesc. Credeți că viața dumneavoastră bate filmul? Depinde care, pe care dintre ele. Nu știu, în orice caz, cred că e o viață și de multe ori mă întreb dacă realmente o meritam, pentru că e în mare parte, dacă mi-aș fi scris singură scenariu, cam tot pe aici aș fi fost, așa că... Dar ce ați fi modificat? Mi-aș fi dorit un copil. Asta cred că aș fi modificat. Asta e tot ce aș fi modificat și da, poate aș mai fi modificat să scăpăm mai repede de comuniști ca să pot călători de la 3 ani și nu de la 33 de ani. Dar divorțul care a durat mai mult decât căsătoria? Căsătoria mai puțin decât divorțul? Nu, asta n-aș fi modificat, o să se întâmplă viața oricui, adică deja e banal, e ceva suspect când rămâne cineva mai mult timp. Cum ați fost cerută căsătoria? Spun sincer că nu mi-amintesc.
Vă spun eu? Da, nu ca vina dumneavoastră să vă ceară banii pe care i-ați câștigat într-o zi? Ah, da, nu, asta era anterior, deja ne căsătorisem. Eram deja căsătorise. A fost motivul divorțului, atunci m-am îngrijorat. Da. Păi nu atunci v-ați urât în căsătorie și a spus că dea sunt banii noștri pentru că... Nu era după căsătorie. Nu, că dacă era înainte, cred că nu mai ajungeam pe la căsătorie. Deci cred că aș fi ajuns oricum, pentru că vreau atât de mult, îmi doream nunta aia și nu-mi pare rău de nuntă. Deci, practic, ați făcut nunta doar ca să fiți mireasă. Exact. Absolut, da, pentru că nu se putea face altfel. Uite, dacă puteam face ca acum un film în care să fiu mireasă atunci era perfect. Chiar nu m-aș fi deranjat de nimic în plus. Încă altfel era frumos. E toată pregătirea în sine. Mama vreo 6 luni a avut tot așa caiete întregi cu invitații, cu meniul, cu... Că, îți imaginezi că era complicat vremea și, de exemplu, tortul de acasă, tortul miresii l-a făcut ea și era din înghețată în 3 culori. Deci era, după aceea, fiecare lucru în parte, rochia, voalul, beteala, ca la miresele din anii 30 pe care mi-am dorit-o foarte tare, fragii care erau puși în cupe de șampanie și așa mai departe. Adică erau tot felul de detalii care cred că și pe ea și pe mine ne-au amuzat să le adunăm mai puțin. Mă rog, asta e. Dar copii de ce nu ați avut? Nu a fost să fie până în 89, nu mi-aș fi dorit în niciun caz să am copil pe care să-l chinuiesc în comunism și după aceea probabil că a fost mai prea târziu. Și la adopție v-ați gândit? M-am gândit un timp, dar după aia mi-am dat seama că nu cred că aș avea răbdarea necesară și nu cred că l-aș putea înconjura cu afecțiunea cu care am fost înconjurată și neavând o familie completă, și așa e complicat chiar și cu un cățel și o pisică. Așa, din când în când, uiteam așa câte un autograf de la pisoiul meu care se supără pentru că am lipsit o lună cu Sundance și Berlin. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine. Și eu mulțumesc. Și vă mulțumesc și vouă pentru atenție. Are grijă de ținuta mea pentru fiecare emisiune, Trends by Adina Buzatu, iar decorul poartă semnătura Class Living by Camelia Șucu. Pe site-ul meu, constantinprezintă.ro, găsiți cele mai importante momente din emisiune. Vă aștept și pe facebook.com/constantin60deminute. Ne revedem la Constantin 60 duminica viitoare, dar și la Click în fiecare seară, de luni până joi. Vă doresc să începeți săptămâna în forță. Săptămâna viitoare la Constantin 60. Nu plânge Ana. Când zorile se varsă. A zis tata că e prima piesă la care s-a făcut pire de mine. Te așteptai la impactul acesta? Nu. Sincer. Să mi iei textul pe scenă. Și ce ai făcut? Ce am făcut? Am zis că e o prostie mea. A zis mama, că începe drama. Dar nu, n-am mai venit cuvântul.